When you look into my eyes, tell me what you see. Do you feel my love for you? Makes you happy, set you free. When you look up in the sky, tell me what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean. Mergeam la micul dejun și nu ne aștepta, erau cred că 100 de persoane, să ne facă poze, deci erau foarte, nu știu, Miss Univers. Erau foarte încântați și noi, eram ca niște adevărate live. Faceți-ne poze, să deam la poze, nu aveam nicio treabă. A fost foarte frumos, în același timp și foarte greu, pentru că trebuie să acolo să muncești și să dai tot ce poți din tine. Ce înseamnă să muncești ca Miss? Păi trezirea la 5, micul dejun, repetiții, du-te la evenimente, du-te încolo, du-te încoace, foarte obositor, foarte cald și aveam la dispoziție 20 de minute, nici atât să ne aranjăm noi, pentru că n-am avut mereu un make-up artist sau un stilist să ne aranjeze, decât la evenimentele foarte mari. Și vreau să vadă și dacă știm noi să ne aranjăm singure și să ne machem singure. Dar a fost ok, am trecut peste toate și m-am concentrat foarte mult și ascultam chiar tot ce ne se spune și la repetiții și la tot. A fost foarte frumos și mi-e dor de experiența asta, dar din păcate doar o singură dată. Dar aventura ei americană e deja de domeniul trecutului. Acum tânăra Oana se gândește cu emoție la ultimul ei an de liceu și chiar dacă nu mai e obligatorie uniforma, trebuie să aibă mare grijă în ce ținută începe școala. Acum imediat începe anul școlar și am venit să găsesc și ceva de îmbrăcat pentru școală. Aoleu, ești așa micuță. Da, sunt ultimul an, am bacalaureatul anul ăsta. Emoții? Un pic, ca la orice examen. Unde îți dorești să ajungi? În ce facultate? Păi vreau să ajung la facultatea de psihologie și la ASE. Colegii știu că tu ai concurat la un concurs de Miss? Da, toți colegii mei au aflat și sunt foarte încântat să mă vadă, deci nu mai pot. A zis, vai de mine, începem școala, bine că începe mai devreme anul ăsta, nu mai începe pe 15, începe pe 13. Ești dificilă la shopping? Stai mult? De obicei nu prea-mi place să merg la shopping, că pierd prea mult timp și nu am răbdare să stau foarte mult timp într-un magazin. Cheltuiești mulți bani pe haine? Nu, nu-mi place să dau banii pe ceva foarte scump, că mă gândesc că banii aia pot să-mi iau 5 perechi de bluși, de exemplu, sau mai multe perechi de haine, nu știu, ceva. Cât ai dat cel mai mult pe o pereche de jeans? Cel mai mult cred că am dat 4 milioane. Zici că nu cheltuiești mult? Da, dar a fost doar o singură dată. Nu la second hand te îmbraci? Nu, de la second hand chiar nu mă îmbrac. Nu mă îmbrac de la second hand, dar... Ai o rușine? Nu, nu este o rușine să te îmbraci de la second hand. Sunt unii oameni care nu-și permit să-și ia ceva nou, alții poate le place de acolo. Că second hand porți o dată de două ori, se spală, te duci acasă, probezi. Nu știe, mă, stai că asta e second sau ceva. Nu. Lady. Cât porți la picior? Care vrei să știi cât port la picior? Vreau. Port un număr foarte mare, port 42 la picior. Asta e prețul pe care trebuie să-l plătești pentru că ești înaltă? Da. Da, din păcate da. Dar asta e, asta a avut mama natură. Îți găsești încălțăminte? Da, îmi găsesc, dar foarte greu. Și dacă îmi găsesc ceva, va trebui să stau vreo luni de zile să mă chinui, să se lase un pic. Da, este ok. Știi cum e vorba aia. Baba supără la frumusețe. Asta e. Frumoasa care trăiește pe picior mare nu are încă un băiat drăgăstos care să-i sărute talpa piciorului, făcând-o să-și chiopăteze de teamă să nu-i strivească sărutul. Dar momentan nici n-are nevoie de atâta lirism. Un iubit ai? Nu am iubit. Cum așa? O fată așa frumoasă să n-aibă iubit? Păi nu am iubit, nu e momentul, nu e timpul să am iubit. Acum sunt mult prea ocupată ca să am grijă și unui băiaș. Dar nu, dacă e să fie, nu zic nu. Te atrag băieții cu bani? Nu mă incomodă. O fi la modă, dar nu pentru mine. Deci nu e, dacă tot ce e la modă trebuie să fie și pentru mine. Nu, e, moda asta e ca și bărbații cu bani, nu știu. De exemplu, e o rochie care e la modă și nu-mi stă bine. Deci să o iau că e la modă? Nu. Nu, niciodată nu mi-a plăcut să depind de cineva, de un bărbat.
ok, ai bani, sunt banii tăi, sunt munciți de tine, nu mă interesează cum e făcut, de ce e făcut și câți bani ai în portofel. Important e eu să am bani, eu să muncesc pentru banii mei, nu mă interesează bărbații cu bani. Dacă e să am un bărbat care să aibă bani, nu e că am vrut eu sau că vai sau că el că are bani. Nu, pur și simplu mă atrage, are ceva ce mă atrage, dar nu neapărat, nu banii. Are el ceva, nu știu, ochii, părul, corpul, nu știu. Așadar, Oana este hotărâtă să se realizeze prin propriile forțe și e gata să înceapă cu orașul în care, dacă reușești, succesul îți este garantat în orice alt colțișor al lumii. Mi-aș dori foarte mult să ajung undeva la New York. Start spreading the news. I'm leaving today.